Bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru locuințe sociale în Râmnicu-Vâlcea. Două contracte de finanțare privind construcția și amenajarea de noi locuințe sociale în municipiu au fost semnate la începutul acestei săptămâni de primarul Mircea Gutău și de viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu. Un contract se referă la asigurarea unei prime tranșe în valoare de 1.400.000 de lei, dintr-un total de peste 4 milioane de lei solicitați, pentru obiectivul de investiții, transformare, clădire, internat, liceul tehnologic Ferdinand I, în locuințe sociale, având o valoare totală de 6.169.241 de lei și 79 de bani. Investiția care lucrarea a demarat în cursul anului 2018, în urma căreia vor rezulta 90 de unități locative în zona Ostroveni. Alte 120 de locuințe sociale urmează să fie construite pe strada Frunzișului din Ostroveni cu fonduri de la bugetul de stat. Valoarea totală a investiției depășește 32 de milioane de lei. În baza celui de-al doilea contract de finanțare semnat de Elinușev, municipiul va primi pentru cele 120 de locuințe sociale ce urmează a fi construite în zona Ostroveni Sud, procedură de achiziție aflată în faza de verificare la Agenția Națională a Achizițiilor Publice, o primă tranșă de 108.268 de lei, dintr-un total solicitat de peste 29 de milioane de lei, valoarea totală a investiției fiind de peste 32 de milioane de lei. Conform asigurărilor primite de la oficialii MDRAP, Municipalitatea Râmnicului va continua să primească de la bugetul central, pe măsura derulării lucrărilor, fondurile necesare implementării celor două programe de construire de locuințe sociale până la finalizarea investițiilor.